Ați fost chiar primi în coloana asta? Da, primi în coloana. Și ce s-a întâmplat? Ne-am trezit cu bubuitură și cu mașina din spate pe noi. Ați avut pe cineva rănit în mașină? Că aveți un obstacol aveam în față. Aveam mașina din față, dar eu nu am avut-o în viteză și că probabil intram și eu în cel din fața mea. Nu am scos-o din viteză. În momentul în care l-am oprit, coloana era până la barieră și asta cred că a fost și norocul nostru că nu am lovit pe cei din fața noastră. Că noi aveam mâncarea și ne-am speriat să nu se fi spart radiatorul sau ceva de genul, dar nu. E mașina ta? Da. Și ce s-a întâmplat? Ți-a intrat din spate? A intrat unul, ultimul. Ultimul a intrat și va lovi pe toți? Da. Mai puteți deplasa mașina? Mașina merge, motorul merge. Dar nu am aici, fac peste. Ați fost în vreuna dintre mașini? Și v-a intrat penultimul. Deci înțeleg că toți erați opriți. Staționat, era marina pusă. El nici măcar n-a frânat. Să frâneze, să dea în frânele alea, să oprească. Toată lumea pe afară, că era coloană oprită. N-a văzut. N-a avut telefon, ce-a făcut. Deci ai văzut mașinile în scurt? Da. Nu ai apucat să-ți dai seama că au oprit. Era aglomerat drumul? Da, era destul de aglomerat. Erau oprite pe avarii? Nu. Nu ți-ai dat seama că au frânat? Mi-am dat seama prea târziu. Atașamentul de pompieri Alexandria a intervenit la un accident auto colectiv. Aici s-au găsit 6 mașini implicate în acest accident. 4 persoane au fost rănite și au fost transportate la spitalul județean.